efectiv, am dat drumul la cameră și nu știu ce o să vă zic cu exactitate, pentru că vreau să vă înștiințez și pe voi despre faptul că eu o să mă retrag din lumea asta. Pe cât de frumoasă este viața unui vlogger, pe cât de toxică este. Pentru că atunci când vrei să faci bine mai multor oameni, dezamăgești alți oameni pentru că nu te mai interesează de ceilalți și nu ești atent la lucrurile din jurul tău, care poate sunt mult mai importante decât ce crezi tu că este important, dar nu-ți dai seama. Am trecut prin clipe extraordinare cu voi. Mi-ați făcut viața foarte fericită. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați urmărit conținutul, că ați avut încredere în mine. Vreau doar să vă dau niște sfaturi, așa ca un ultim mesaj. Să mai fiți răi cu oamenii. Lăsați hate-urile alea, pentru că nu vă ajută cu nimic, efectiv. Adică, efectiv, cu nimic nu vă ajută hate-urile alea asta. Să dați hate degeaba. Mai bine nu mai dai hate, adică mai bine nu mai scrii un comentariu, de exemplu, sau decât să o faci, să fii rău. Să fim atât de răi. De ce suntem atât de răi? Nu înțeleg chestia asta. Eu n-am fost niciodată răutăcios. Niciodată în viața mea n-am fost răutăcios. Și că am făcut o chestie răutăcioasă. M-am gândit, poate, frate, demoralizez un om dacă zic o chestie nasoală. Am încurajat atât de mulți oameni, am încurajat foarte mulți vloggeri la început. Am ajutat atât de multă lume. Și chiar nu înțeleg de unde ta răutate. Eu vă iubesc și vă respect din toată inima mea. Fără voi nu aș fi fost astăzi cine sunt. E timpul ca eu să mă retrag. Simt că trebuie să mă focusez mai mult și pe celelalte lucruri pe care le-am neglijat în perioada în care am vrut să fiu vlogger. Acum haideți să ne aducem aminte și de părțile frumoase pe care le-am trăit împreună. Momentele în care noi, de exemplu, ne-am întâlnit. Astăzi am fost la muzeul satului ca să merg la nunta varului meu, însă acești copii m-au recunoscut. Îi iubesc. Să ne aducem aminte de farsele pe care le făceam. Să fac emisiuni pentru voi, iar voi le apreciați. Diferite concepte de emisiuni pe care le făceam și erau susținute de voi. Și încă sunt susținute de voi, pentru că vizualizările merg în continuare. Sunt bad. Sunt bad. Ce sunt? Bad. Frate, eu când eram mic, să vă zic sincer acum. Gata, mă. Hai să jucăm. Bă, deci fiind dacă tragi foarte tare, gen, nu tragi ușor, o prinzi bine, bă, tragi, dar ține bine de ea, gen, să nu-i dai drumul că mor. Au, deja mă doare, E o glumă. Nu-i chiar așa ușor cum pare. Dacă te uiți la un clip pe YouTube și zici, bă, ăsta l-am pus mâna pe o cameră și gata, s-a filmat, e vlogger. Fiecare clip pe care l-am făcut eu sau colegii mei de breazlă, vloggerii, am muncit foarte mult pentru fiecare clip și vă garantez chestia asta. Adică știu oameni foarte dedicați. Adică personal, cel mai dedicat om în momentul de față pe YouTube, mi se pare că este Shelly, care este foarte focusat pe ceea ce face și îl ador maxim. Adică știe ce vrea, este foarte deștept, foarte smart
Și a ajuns acolo și mă bucur foarte mult pentru el. Și decât să nu postez și să fiu on, mai bine vă zic, bă, eu am ieșit din joaca asta. Îmi pare rău dacă v-am dezamăgit. Îmi cer toate scuzele. Dar nu... nu mai pot să fac asta acum. Atât de mult mi-am dorit să fac ceea ce am făcut. Și am reușit să fac. Asta consider eu. Eu consider că am reușit să fac niște lucruri cool. Așa le văd eu. Mă, nu știu cum o vedeți și voi. Au fost foarte mulți oameni lângă mine care m-au ajutat pe parcursul acestui drum. M-au avut foarte mulți invitați, cărora le mulțumesc din suflet că au venit la mine în emisiune și că au avut încredere în mine și au ieșit lucruri tari. Am râs o grămadă. Și mulțumesc mult și celor care m-au hate-uit și care au făcut hate constructiv și au reușit să mă facă să devin mai bun. Eu am fost Ghiduș, am ieșit.